În speranță că trupul va fi ridicat de curenți. Și dacă totuși acest lucru nu se va întâmpla, ce au de gând să facă în continuare? Mâine se vor întoarce scafandrii de la Salvamont Mureș și poate și colegilor din Bihor care au echipamente și pregătirea necesară. Diana, mulțumesc. Este a treia zi de căutări pe lacul Fântânele din județul Cluj și încă nici urmă de tânărul din Zalău care s-a înnecat sâmbătă seara împreună cu un prieten în timp ce se plimbă cu cotidiene, să fii informat este cel mai important lucru. Totul se schimbă în fiecare moment. Pentru a da randament în ceea ce faci, trebuie să fii bine informat și eficient. Însă cantitatea de date a devenit copleșitoare și oamenii încep din ce în ce mai mult să trăiască în monotonie, într-o lume paralelă cu cea reală. Alo, da, șeful. Făceam rapoartele. Da, ți le pun pe mail când termin. Bine, la revedere. Computerul și televizorul au deschis o altă lume, iar internetul, care a pătruns mai ales începând cu anul 2000, a marcat un important pas în scara evoluției informaționale. Noile generații uită ce înseamnă natura, ce înseamnă să trăiești viața într-un mod activ și sănătos.
Pierd o reînșir în fața computerului, accesând cantități mari de informație, de toate tipurile, date utile și mai puțin utile, pe care însă creierul nu are capacitatea să le rețină. Tehnologia de astăzi ne ușurează gândirea foarte mult, omul ajungând să o folosească pentru cele mai simple probleme. Astfel, devine incapabil de a lua o decizie fără ajutorul acesteia. Toți abordează o singură modă, în materie de muzică, look, activități. Arată, se îmbracă și se poartă la fel, fiind lipsiți de personalitate și de încredere în sine. Această problemă face obiectul studiului scriitorului futurist Alvin Toffler și este numită sindromul supraîncărcării de informații sau Information Overload Syndrome. Un individ prins într-o situație care se schimbă de la un moment la altul sau într-un context în care apar noutăți la fiecare secundă își pierde capacitatea de anticipare a lucrurilor și nu mai este capabil să facă evaluări corecte, fapt pe care este bazat comportamentul rațional omenesc. Consumatorii pasivi preferă televizorul, fiind adeseori nemulțumiți de randamentul lor în viața personală, încercând să se detașeze de realitate și identificându-se cu diferite personaje și situații din filmele sau programele urmărite, trăind sentimentele acestora. Ridicate de curent. Și dacă totuși este nucleus of the entire... Gura era uscată. Lucrez înainte de 5 ani de zile, mi-am dedicat complet timpul carierei și din această cauză, în timp ce am crescut pe plan profesional, am decăzut pe planul personal și social. În timpul liber mă uit la televizor. Altceva nu știu ce aș putea face. Este mai frumoasă lumea virtuală și nu te plictisești niciodată. Calculatorul, pentru mine și pentru mulți alții, e un instrument. Dacă nu am fi avut calculatoare, probabil nu am fi ajuns nici pe lună, nu am fi descoperit nici medicamente noi. Calculatoarele și internetul în special ne ajută să lucrăm eficient și să comunicăm foarte rapid în orice colț al lumii. Cercetătorii transmit date științifice din teren și le prelucrează împreună, oriunde ar fi. Astăzi internetul e atât de rapid și avem atât de multă informație, încât avem nevoie de tehnologii noi ca să le prelucrăm, doar că e important să folosim aceste tehnologii ca pe unaltă, nu ca pe urmă de viață. În urma unei zile petrecute în fața calculatorului, apar adesea insomnii. Imaginile proiectate pe retină, pe parcursul întregii zile, ne urmăresc și creierul nu mai reușește să intre în stare de veche, astfel devenind incapabil de odihnă. Mulți oameni consideră că se relaxează folosindu-le, dar este un lucru total neadevărat. Multe programe TV, jocuri pe calculator, necesită o atenție sporită și o concentrare continuă. Astfel, ele de fapt obosesc creierul, în niciun caz nu îl odihnesc. Creierul supus stresului, cantității copleșitoare de informații și a insomniilor nu mai funcționează la capacitate normală, fiind tot timpul obosit. Datorită acestui lucru, în prezent, o mare parte din populație este depresivă. Soluția simplă pentru recapătarea echilibrului ar fi să renunțăm la o oră de calculator pentru o oră de alergat prin parc, la o oră de televizor pentru o oră de pescuit și, de ce nu,
la orele suplimentare de muncă în weekend pentru o zi la pădure cu prietenii.